Salut, salut! Aici este Mihai cu alături de Gabi și împreună vom juca Sand. Gabi, cum te simți? Gabi, dar dacă ai putea să vorbești tu puțin mai tare, ar fi perfect. Noi acum ne plimbăm, n-avem ce face, aruncăm banii degeaba. Și noi ar trebui acum să, dacă tot sunt în layer, să vedem cine poate fi scos. Și iar chemăm taxiul pentru că v-am mai spus și în episodul trecut că n-avem carnetul. Da, este foarte nasol. Știți de ce n-am carnetul? Am spart banca, apoi m-a urmărit poliția, i-am băgat nitru, m-a prins, mi-a dat 4000 de secunde și mi-a dat și carnetul. Și acum o să vedeți câte secunde mai am. Și în momentul acesta mai avem 7 ore de stat fără carnet. Și noi acum îl așteptăm pe Silviu, care ne va da peste cap cu un preț foarte mare. 500 de euro, nu știu câți metri. Adică vă dați seama. Până la poliție ar veni 1500 de euro, de dolari, pardon. Noi acum așteptăm taxiul, așteptăm taxiul și îl mai chemăm o dată. Tot jucătorul Persia, care l-am întâlnit, el va veni să ne ia comandă, să ne ia de aici. Eu nu prea am ce face deocamdată, stau. Bate-mă pe unul, ce face? Gabi zice să bat pe niște unii, noi ne pișăm. Mai bine. Mă să mă pișe. Ați auzit, Gabi se duce să se pise și el. L-a văzut pe ăsta și s-a făcut poftă. Ce îți mai place, Gabi? Se pare că taximetristul acesta nu mai vine. Uitați-l, e lângă noi. Și noi P-O-L-I-T-I-E-N. Noi deocamdată așteptăm și n-avem ce face. Aproape am ajuns, în clipa asta mai avem aproximativ 50 de metri și acum am ajuns. Ce mișcă mașina aia verde. Gabi, aceasta este turismul și n-am cum să o iau pentru că trebuie să fiu din Grove Street. Păi, sau nu știu din ce... Păi tu de unde să fii? Păi tu ești din București. Corect, eu sunt din București. De unde să fiu altundeva în afară de București? Dacă sunteți liar, nu uitați să scrieți tuzlejului și să vedeți care sunt pușcăriașii Americii. Asan, Alisan. După care puteți să fiți și dumneavoastră.
Dar numai că nu puteți să-i scoateți pe toți, pentru că trebuie să aibă maxim 800 de secunde. Adică ar veni 13 minute. Bă, mă, aproximează. Nu zic o tot. Da, Gabi îmi retrage, dar el doar să și se uită. Nici nu stau. Nici nu mă uit. O dată nu zic. Gabi, n-are ce face. Eu sunt fan fotbal. Și eu la fel, dar dacă n-am ce face... Gabi, n-are ce face. Bă, ți se spărtă asta? Gabi? Da. Glasmești. Gabi vorbește de mine, da. Nu vorbeam serios, glumeam. Cred. El nu știe ce zice, vorbește așa. Am și eu un coleg care seamănă lei cu el. Îl cheamă Fane. De la fotbal. De la fotbal, bineînțeles. Doar ai de 100 de ori mai fost. Acest Fane a spus că murele cresc în copaci. Dar din păcate este bun la fotbal. Cum să crească murele în copaci? Acest copil este... N-aveți ce să-i ziceți. Este foarte supărat, dar e cam bunice la fotbal. El este 2004, dar e încăpățăna și prostă. Ce vrei să-i fată? Mai am un băiat aici, el are 4 anișori, i-a făcut în mai, mai exact pe 5. Noi ne ducem spre miezul. Unde ați vrea să ne ducem? La aeroport. Din păcate nu putem filma cu altceva, ne chinim singuri. Gabi nu prea vrea să mă ajute. El zice că acest joc este cel mai prost joc din istoria jocurilor. Lui place d-alea cu păpuși. Pardon, nici cu păpuși. A, ba da, cu păpuși, Lego, marionete. Îi place jocurile de îngrijit animale. Bine, nu pot să zic, dar și mie îmi plac. Și sunt foarte frumoase. De exemplu, Hey Day. Este un joc foarte frumos. El este level 31, eu sunt level 32. Azi l-am făcut level 32. Am făcut levelul 32 și mai am unul, Fervile 2. Tot așa sunt level 11, pot să l-am început de curând. Și să știți că este foarte cool. Ambele jocuri. Acum noi o să zburăm cu acest automobil. Vehicul putem să zburăm doar, din păcate. Gabi! Fratele lui Gabi, de care am zis eu. Gabi! Se plânge. Na, n-avem ce să-i facem. Are 4 anișori, este foarte mic. Și când vom ajunge, o să ajungem la... Când nu se mai poate, o să... aterizăm și atunci se va încheia episodul de azi. Dacă vreți să dați niște sugestii unde să merg, ce să fac, puteți să mă contactați, o să vă dau Skype-ul meu cu cea mai mare plăcere, doar că trebuie să fiți români, dacă nu sunteți români,
Aia e. Și noi ar cam trebui mai merge. Și puteți să-mi dați niște idei. Și eu încerc să fac să fie cât mai cool, dar doar ca voi să mai dați și mie niște idei. Să mai dați niște, da, tot felul, ce vă trece vouă prin cap, să scrieți acolo, dar să nu fie lucruri urâte. Dacă sunt lucruri urâte, atunci o să mă supăr și nu o să mai fac. Depinde, care nu se supără. Și eu aș dori ca din această primăvară, adică la sfârșitul primăverii, să am cât mai mulți abonați. Mai am un prieten care are 4 abonați, l-a făcut ieri, are un singur videoclip de 4 minute, are 4 abonați, printre care și eu, bineînțeles, e prietenul meu. Și eu cu el încercăm să facem și de Minecraft. Acum depinde și de dumneavoastră, dacă dumneavoastră vreți să facem și Minecraft și GTA. Depinde ce jocuri am. Și aș mai vrea să